terenului, extrem de riguroși oamenii de ordine înainte de debutul partidei, ar fi trebuit să fie la fel de riguroși și după debutul jocului. Un moment incredibil. Mi-aduc aminte de unul petrecut la un meci al Sferei, un meci amical, Steaua Charleroi, disputat în Ghencea în 2007, atunci la fel un suporter a intrat pe teren, un suporter al Sferei la acea vreme și a încercat să lovească reportarul belgenilor. Acum Galamaz iese în afara terenului. Este nevoie de schimbare, e nevoie de schimbare. Acestea sunt semnele făcute de oamenii din staful medical al Stelei, iar Martinovici, interesant, Martinovici și Stanca văd cartonașul roșu, doi jucători. Incredibil, Martinovici cred că este unul dintre jucătorii eliminați pentru faptul că l-a lovit pe suporterul Petrolului Ploiești, însă dacă am văzut bine, Stanca este cel care a văzut al doilea cartonaș roșu. Iată ce a făcut aici Martinovici și Stanca a lovit apoi. Cei doi sunt eliminați de arbitrul Robert Dumitru pentru felul în care s-au comportat la faza precedentă. Și iată cum, după episodul anterior, steliștii se aleg cu trei victime. Galamaz nu poate continua partida. Martinovic și Stanca sunt eliminați. Brandan este cu greu oprit să nu se războiască cu arbitrul Robert Dumitru. Vede cartonașul galben și Florin Costea, dar lucrul cel mai important este faptul că Steaua joacă din acest moment cu doi fotbaliști în minus față de adversara ei. E drept, Steaua conduce cu 1-0 și beneficiază de o lovitură de la 11 metri. Continuă discuțiile pe marginea terenului și vor fi cu siguranță multe discuții și după încheierea acestei partide. Foarte, foarte multe discuții și dintre cele mai aprinse. Să facem o scurtă recapitulare a evenimentelor. Mihai Costa se pregătea să execute lovitura de la 11 metri, în moment în care un suporter al Petrolului, venit probabil din peluză, a alergat până la centrul terenului unde l-a lovit pe Galamaz. Martinovici și Stanca l-au lovit apoi pe suporterul ploieștenilor. Robert Dumitru a decis să elimine pe cei doi fotbaliști ai Stelei, iar Steaua în acest moment este într-o formulă cu doar 8 jucători de câmp. Steaua trebuie să aibă portar, motiv pentru care trebuie să facă o alegere Ilie Stan. Să vedem cine va fi trimis de... cine va fi scos de Ilie Stan pentru a fi introdus Tătărușanu și continuă scandalul undeva pe marginea terenului. Steliștii se retrag și ei la marginea terenului. Ploieștenii sunt în jumătatea lor, jucătorii Stelei au venit la marginea terenului. Un moment, continuă momentele fierbinți aici. Nu credeam, după cum evoluau evenimentele, că se poate petrece așa ceva, că tensiunea va ajunge la cote maxime acum. Suntem totuși pe un stadion de fotbal, nu suntem într-o arenă de lupte. Așteptăm să se liniștească lucrurile pentru a se putea executa lovitura de la 11 metri. Mai este foarte puțin din această primă repriză, să vedem și cât va prelungi jocul Robert Dumitru. Pe stadionul din Ploiești nu există gardurile clasice, să spunem. Poate că nu este momentul ca în România să avem astfel de stadioane.
Steliștii trebuie să efectueze schimbarea. Galamaz a fost înlocuit cu Tătărușanu. Este repetarea numărul 22, George Galamaz, și intră numărul 12, Ciprian Tătărușanu. Tătărușanu este din acest moment portarul Stelei, cel care nu a mai jucat de la partida cu Pandurii Târgu Jiu, pierdută de Steliști cu scorul de 1-2. Atunci Tătărușanu s-a accidentat. Iată că revine acum în poarta Stelei. Stanca îi face urările de rigoare lui Tătărușanu și dintr-un moment în altul jocul se va relua. Iată și un alt gest nepotrivit, aș spune, de această dată lui Răzvan Stanca. A lovit o minge, a trimis-o spre teren. Mihai Costea va executa lovitura de la 11 metri după tot scandalul de mai devreme. Să vedem ce se va întâmpla. Sigur că vor fi o mulțime de comentarii după această partidă. S-au petrecut foarte, foarte multe lucruri în decurs de doar câteva minute. Robert Dumitru a vrut să se asigure că totul este în regulă la marginea terenului. Acum se poate executa penaltiul. Fluieră Robert Dumitru, Mihai Costea față în față cu Zimmerman. Mihai Costea și este 2-0 pentru Steaua. Marchează Mihai Costea în prelungirile acestei prime reprize halucinante. 2-0 pentru Costea, 2-0 pentru Steaua după reușita lui Costea aflat la al patrulea gol din acest sezon. Dar să vedem dacă acest avantaj de 2 goluri este suficient Stelei pentru ca să câștige această partidă, în condițiile în care are 2 jucători mai puțin. Tătărușanu s-a prăbușit pe gazon după ce o petardă a fost aruncată din peluza celor de la peluza suporterilor Petrolului Ploiești și sunt tare curios să văd dacă această partidă va mai continua după toate evenimentele petrecute. Jucătorii celor două echipe s-au luat la harță undeva la centrul terenului. Narcis Răducan se duce și el pe teren, încearcă să-i calmeze pe jucătorii steliști. S-a calmat conflictul între jucători. Acum rămâne de văzut ce se întâmplă cu Tătărușanu. Tătărușanu prăbușit pe gazon, primește îngrijirile medicilor. Dumnezeule, e un meci de fotbal din 2011. La anul România va găzdui o finală de Europa League. Suntem la an distanță de civilizație. Este singura concluzie care poate fi trasă în acest moment. Asemenea momente se văd foarte des, dar nu în Europa, se văd în afara Europei, în America de Sud, la partide din Copa Libertadores. Robert Dumitru lângă Tătărușanu vrea să vadă dacă stelistul poate continua această partidă. Dacă nu va putea continua să apere, Tătărușanu a apărut pe gazon oricum de foarte, foarte puțină vreme, atunci Steaua, și desigur dacă Robert Dumitru va considera că partida poate continua, Steaua ar trebui să introducă în poartă un jucător de câmp. Tătărușanu prăbușit în spate, vedem locul unde a căzut, o petardă. Robert Dumitru se duce către observator. Împreună vor lua o decizie. Dan Lăzărescu este observatorul de arbitri, Paul Cazan este observatorul de joc pentru această întâlnire. O nouă petardă a fost aruncată pe gazon. Este o atmosferă de război aici la Ploiești. Se sătuiește Robert Dumitru cu Paul Cazan. Trebuie să ia împreună o decizie extrem, extrem de importantă.
O posibilă măsură ar putea fi evacuarea peluzei în care se află fanii celor de la Petrolul Ploiești. Am mai văzut un astfel de moment la meciul dintre Dinamo și Rapid. Atunci a fost evacuată peluza ocupată de galeria lui Dinamo. Pompiliu Stoica îi cheamă pe colegii săi la marginea terenului. Și în curând, dacă lucrurile vor continua în același fel, în această primă repriză vom avea mai multe minute.